Ce înseamnă centenarul și ce provocări îi așteaptă pe românii anul acesta? De fapt, despre problema națională e vorba, cu care unii nu știu ce să facă, iar alții vor să o folosească, să abuzeze de ea. Cum ar trebui să ne raportăm la acest eveniment? Eu sper să fim la înălțimea acestui moment, care este un moment aniversar de bucurie. Nu ratați, duminică, la Realitatea Spirituală, o întâlnire George Grigoriu și academicianul Nicolae Brevan pentru a înțelege importanța credinței în istoria unui popor. Biserica este păstrătoarea moștenirii lucrurilor celor mai sfinte și celor mai prețioase și celor mai necesare adăstării rezistenței acestui neam românesc.